interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi avem The Meme Dealer pentru duminica asta. Tot ce ați avut de făcut, că am anunțat și pe live-uri și în episodul de săptămâna trecută și într-un episod postat joi, n-am mai pus pe Insta că mi-a fost lene, tot ce ați avut de făcut a fost să postați meme-uri pe paginile voastre de Instagram și să-mi dați tag la ele și cine are cele mai bune meme-uri e mai șmecher. O să fie The Meme Dealer. Unii n-ați înțeles și mi-ați trimis pozele pe privat. Cred că vorbesc cu turcii. Nu înțeleg de ce. N-a fost o prea explicit. În fine, hai să vedem. Avem destule meme-uri. Bun, hai să vedem ce meme-uri ne-au făcut băieții. Da, am zis că puteți să faceți meme-uri cu orice chestie pe canal. Dar omul ăsta a combinat, a băgat Posigi, a băgat Ricardo, a băgat Corholio. Bă, mi-a plăcut asta. Am văzut că unii doar ați luat clipuri și l-ați postat mai departe. Eu am vrut chestii originale făcute voi. Și asta cum l-a combinat și pe Corholio și pe Ricardo, mi-a plăcut. Omule, bravo. Bă, omul ăsta deja îl urmăresc. Ia de aici un like. Hai să vedem. Am aflat cât câștigă OV lunar. YouTube money, da. 10.000 de euro. 10.000 de euro n-o să câștigi în YouTube în toată viața. Sau cine știe. Dați așa, era greșită, atât câștigă Codrin. Da, Codrin poate să câștige așa bani, nu pe lună. S-a dat cam mult. Ove la 1K. Ove la 1 milion, Codrin. Ove la 100 de milioane. Aoleu. Da, și Ove la 26. De ca. Da, ok, înțeleg ideea. Într-adevăr, când aveam 1K, aveam părul scurt. Nu aveam barbă, dar aveam părul scurt. La 1 milion, înțeleg că ziceți că seamă cu Codrin. Sau asemăram, că sunt mai pletos acum. Și eu la 100 milioane o să arăt ca Iisus. Ok, hai că dau like la asta, mi-a plăcut. Originalul, copie greșită. Absolut Codrin Junior. Asta mi-a plăcut. Și că mi-a luat poza și mi-a întins-o atâta ca să fie efect de la căcăcios. Hai bă, că Zapi nu e așa rău. Ce să zic? Nu prea mai seamă cu Codrin de când îți pletos. Da, că aveam părul scurs, seamăra cu Codrin. Odată am arătat maică-mi un meme cu Codrin și i-a zis, bă, ăsta nu ești un poză, că tot așa avea Codrin patru și cioc ca mine. Dar totuși, eu spletos, Codrin nu mai are părul ăla ce l-avea prin 2015, că avea la un moment dat părul mai mare. Dar oricum, mi-a plăcut meme-ul, ia de aici un like. Mă, cum e asta, like, ia și un follow. Hai să-i deschid și lui ăsta pagina. Ăștia de nas s-au apărut în episod, de fapt, stai, hai să-i deschid și lui ăsta, lui Daniel și... care era, mă? Ăsta. Și lui ăsta. Să am aici, ca să vă iau pagini la rând, să vedem care este The Meme Dealer. O să decidem The Meme Dealer-ul cu cel mai bun meme din episod și ce mai postați pe pagini, că sigur mai postați și altceva. Și nu iau în considerare riposturile, că ați luat un video și l-ați postat motamo. Nu. Uite, așa mi-a plăcut, sau cum era aia cu Corholio. Oricum, asta cu Colo îmi place. Eu sunt un fel de Garcia. Îmi zicea careva... Cam voce ca și Garcia când era mai mic. Ia asta cum e? În japoneză. Am avut în franceză, am avut în rusă. Asta sigur o să fie genială. Îi dau like de acum lui ăsta. Și ai să-i deschid și lui ăsta pagina. Ovidiu 666. Cred că o să vină unii răip. Ovid 666. Vai de capul meu cum e asta. Vai de capul meu. Trebuie să pun o cenzură aici. Trebuie să înțeleg că Chrome e tatăl, eu sunt mama și fiul e hidden aici. Fai de capul meu. Eu cred că sunt ultimul om care s-ar uita la hentai. Dar îmi place gluma. Ovidiu. Doa Ovidiu. Să zicem, hai să deschid și... Dă mâna apoi.
Bă, că mi-a mai fost... Putu-ți dă mă... Bă, game și picioare că m-a scos de aici. Hai, să dau înapoi pe ăsta și să-i dau new page, ca să vă iau la rând. Să vedem care-i the meme dealer. Hai să vedem ăsta cum e. Când îți dă măta bani să-ți cumperi shaorma și tu cumperi țigări, mafia boy. Hai să zicem. Hai că-ți dau un like așa. Doar pentru că ai fost o poză mai veche cu mine. Încă una. Asta e în chineză. Ovidiu 666. OVIDIU 666. I love bats. Superb, superb. Mă scuzați. Superb mimo. Astea cu Google Translate îmi plac și mie. Bă, până acum ăsta e pe primul loc cu chestia asta. Hai să zicem poza aia cu Codrin Junior, dar nu prea se mai aplică. Dar ăsta cu, mai ales cum a pus aici, I love bad și sunetul de metin, genial. Coaie, tot respectul. Până acum tu ești posibilul de meme dealer. Mai departe. E antenă, ia, Ove se droghează, de-aia nu are un ochi mai mare decât altul. Nu, eu am un ochi mai mare pentru că la ăsta mi-e un urcior și de-aia și trebuie să mi-l scot. Aici fii antenă, fii antenă, puteai să decupezi cumva... Ce dracu ăsta, flaut, fluier, și îl lăsai să se vadă aici, peste fața mea. Ca să nu zic se vadă cum intră în gură, că sună prea sexual. Mai era de lucru la Photoshop-ul ăsta. La ce te uiți, Ove? Stai, acum care e chestia? Eu era, deci eu sunt un fel de tampon. Am înțeles, că îmi zicea careva, Ove, Obe, Obe Protect și țale. Hai că îmi place ideea. Îți dau like. Mai departe. Oh, asta, bă! Asta e bune! Șef Codrinel! Îmi place asta, e să te deschizi pe tine aici. Bravo, șef Codrinel! Asta e bună! Ca idee! Asta e scena din... Aici are legătură cu misiunea final GTA 5, când îl iei pe Martin, parcă îl cheamă pe ăla, nu mai sunt sigur. Bagi în portbagaj și cu Trevor, Michael și Trevor, care era să zic Roberto, îl împingeți pe ăla în gârlă și bubuie mașina. No, mi-a plăcut asta. Eu cu Codrin... Și cu Ricardo. La Ricardo trebuia să-i pui fața oglindită cumva că nu-i stă bine acolo. Dar îmi place, m-ai pus pe mine ca și Franklin că-s mai negru. Ok, îmi place mimo ăsta, e bun. Bine, puteai ca în loc de Codrin și Ricardo să fi pus un Hidden și un Galo așa, nu știu, oameni care colaborez. Dar merge și așa, îmi place. No, asta e bună. Am văzut reclama asta cu ceva World of Warcraft sau ce dracu o fi jocul ăsta. Dar îmi place ideea. Ove, Ove Matera. O să mai pun niște de-astea pe story, că-s prea faine. Na. Mamă, dar ce bine l-ai pus pe Hidden aici. O, și Crom stă bine aici. Galul, nu știu, cu șapcă, altă poză cu Galul l-ai găsit și eu aici pletos. Prințesă, că de ce nu trebuie să fiu o dala cu mage, cu power, cu o ciuș la tavă. Dai bun, mimu, îmi place. Ove Matera. Mișto. Îmi place asta. La nume puteai să-l mai modifici, dar ok. E bun și mimu ăsta, e printre cele mai bune de azi. Fiți antenă, omul ăsta a copiat un meme. Bă, vezi că tu ai copiat un meme. Meme-ul ăsta l-a mai văzut la cineva că l-a făcut fix după ce a filmat episodul. Nu mai copiați, că nu-i frumos. Vă depunctez. Ce dracu, mă? Ricardo, ăsta și cine dracu e? Ok, ăsta și cine dracu e cum a ajuns aici. Ia. The fuck? Stai, I'm gay, ok. Deci, fanii lui Ove în sfârșit își iau revanșa față de Coco și fanii săi. Știu că nu mai este duminica cu Iisus al Ove, dar am zis și eu să mai pun BDA pozele de la Francesul Random. Ah, ok. Iubesc bârâ, cred că berea vreau să zic. Stai așa, deci îl aruncăm pe ăsta în groapă cu... Nu știu cine să știa, asta e Harley Quinn, atât recunosc. Și eu sunt aici cu Hidden și în rest aici niște oameni random. Ok. Uite, asta ziceam eu că mi-a mai apărut. A copiat-o ăla de mai devreme. Chinese friend. What does your god look like? Me? Well. Show a pic. Chinese friend. Dai. Deci ăsta aș fi eu. Dumnezeu. Ei? Dacă îi treabă chinezul pe el, ia. Mă rog. Să zicem. Îmi place că mi-a făcut efectul ăsta la ochi. E mișto. Ia de aici un like.
I-am și zis că am filmat deja clipul săptămâna trecută. Mi l-a pus fix după ce am filmat. Și asta e deja sala vechi. Bun, nu mai avem așa multe mimuri. Au fost mai multe data trecută. Probabil că mulți ați mai pus pe Discord. Pe Discord, dar nu se încheie aici clipul. Acum noi trebuie să luăm, să vedem cine este The Meme Dealer. Până acum e Claudiu pentru clipul acela cu chinezii. Chinezii, hai să vedem. Două mimuri cu mine. Deci ăsta care îl bat pe colo și... cel moment când stai 6 ore pe PC și intră băta peste tine. Asta aici a fost săptămâna trecută. Hai să vedem ce are băiatul ăsta aici. Mă, dar omul e dedicat, mi-a făcut o grămadă de mimuri. Deci uite și tu câte mimuri mi-a făcut omul ăsta. Multe au fost fără sens de nu le-am mai pus în episodul trecut, altele au fost greșite. Dar mare parte văd că-s mimuri cu mine. Ok, hai că luăm preliminare. Ăsta are doar două mimuri, așa că le eliminăm. Vedem cine este The Meme Dealer. Hai să vedem, ăsta mi-am pulea de săptămâna trecută. Ia uite, a făcut și cu Colo, mimul ăsta chiar e bun. Uite, a și zis că nu-i făcut de virus, dar nu contează. Ăsta e la cu Crovidiu, care a contat mult. Ce ăsta? GTA 5 pe PS5, GTA 6. Da, asta e adevărat, ia de aici un like. Și am mai făcut clipul ăsta în care avem și Ricardo și Sige și Corholio. E bun. Hai să ne pe Claudiu ce i-a făcut nouă pe aici. Aoleu, cum e asta, măcațeș. Ia de aici un like, frate. Press F to pay respect. Ai, serios, bă, glume cum el sugi în 2002. A, l-a făcut în 2019. E bun, e bun. Îl eliminam dacă făcea asta în 2020. Vrei să-mi o scoli? Mamă, ce veche asta. Free candy. Free V-box. Aoleu. Bă, ai mimuri bune. Ai mimuri bune. Burnens. Bună și asta cu Bahoi. Aoleu, CG foarte gal. Ok. Așa și astea de le-am mai văzut. Au fost astea cu Google Translate care au fost foarte bune. Asta cu What You See, What She See. E bună. Ce avem aici? Îl suși cu pasiune. La asta cred că a uitat să-mi dea... Bă, de ce nu mi-a apărut? Da, așa că ăsta nu mi-a apărut în pozea. Nu mi-au apărut toate mimurile? Acum mi-a apărut. Înseamnă că l-a făcut acum. Stai așa. A, acum l-a făcut. Aia, e mișto. Uite. Bine că ți-am deschis profilul. Eu aici acum beau o cană de ceai în piscină în formă de coșciuc. E bun. Ăsta e cam cel mai bun mim al tău. Nu mai mă uit pe story-ul și șef Codrinel, care are mimuri bune și el. Normal, țigăr, pateu. Nu mai faceți rume cu pateu, că nu mai ies la modă. Abonații lui Bie când îl întâlnesc pe agresor. Da, asta e bună. Multe mi-au mai apărut. Ia. Nu. Au ce toarnă vodcă? Bianca? Nu Bianca. Am uitat cum o cheamă. Au uite ce-o turnă vodcă. Ia. Păi ce, voiai să-și ia Codrin una mai puțin bețivă ca el? A, uite aici. Desparca? Dai că-ți zic. Mă cheamă Aurel. Mi-l-a spart? E ok așa ceva. Am uitat. Larisa, mă, că așa o cheamă. Mergi pe stradă și vezi ăsta ce faci. Nu știu cine căcat e ăsta. A, Nane. Ok. Ok. Cine stea acolo în celulă? Wow. Bun, hai să vedem cine ar fi The Meme Dealer pentru aceste episoade. Deci avem 4 candidați. Daniel, Alex, Claudiu, Milsugi cu pasiune și șef Codrinel. Ăsta are doar 3 mimuri, pentru că s-a apucat acum, dar oricum, dați-i follow pentru mimul ăsta cu coșciugul merită. Cu piscina asta. Eu zic că merită un follow. Ia deci un urmărește și tu. Dar nu este The Meme Dealer în ediția asta. Au mai rămas 4 inși pe care să-i aleg ca și The Meme Dealer. Hai să vedem. Hai să văd care are mimuri de căcat. Uite, ăsta a făcut foarte multe mimuri cu mine. Unele bune, unele mai de căcat. Majoritatea cu mine.
Ce drept tipul s-a cam depășit pe el când a început să facă mimurile astea cu mine, că până să le facă pastea cu mine, nu prea erau wow. Dar am zis să mai faci și cu altceva, nu doar cu mine. Așa că nu mergem pe vorbă bună aici. Aici are mai puține mimuri, dar oricum are un potențial. Ai cam puține mimuri, mimuri de ampulea. Fă mimuri în continuare, ai câștigat săptămâna trecută, ai o șansă să ajungi un mare meme dealer. Dar momentan nu ești tu astăzi de meme dealer-ul. Îl mai avem pe Claudiu, PG3D, care are mimuri bune. What the fuck? Da, nu pot să știu câte sunt făcute de el, dar sunt ok. Yeah. Pimples, zero. Blackheads, zero. IQ, zero. Bună. Update, best PC, Microsoft. 12 urmăritori. 487 de urmăritori. 2 milioane de urmăritori. Da, glumă cu Vince McMahon, e bună. Ar fi un potențial. Uite, asta cu Imogen e luată. Asta e luată, n-avem ce zice. Nu-i făcut original. Asta care e cu mine. Am zis eu cât să o faceți, dar contează că a făcut încă din 29 august bim cu mine. Deci e ceva. Făcea de atunci bimuri cu mine. Și mai avem pe șef Codrinel, care în mare parte are bimuri cu Codrin și mai nou cu mine, pentru că n-au un Codrin de buget. Dar, ca să zic așa, o să dăm și pe diversitate. Cât de diverse sunt mimurile, pentru că un adevărat creator de mimuri, ca să zic așa, un adevărat mimăr, nu face mimuri cu o singură temă, face cu mai multe. Sau dacă are un anume stil, le combină. Dar e greu să faci mimuri pe multe teme bazate pe același template, pe același stil. Așa că, ce să zic, șef Codrinel, în mare parte e mimuri cu Codrin. Are și câteva mai așa, dar mare parte sunt bazate pe mine și pe Codrin. Încearcă să fii mai diversificat. Pentru că dacă vrei să ai mulți follower pe Instagram, pe pagini de mimuri, nu trebuie să faci mimuri doar cu Codrin și cu mine că promovezi mimurile. Trebuie să faci cu mai multe teme ca să atragi fani și al altor tematice de mimuri. Înțelegeți? Cum zice Nelson? Înțelegeți? Bun. Și bătălia finală între Daniel și Claudiu. Și a zice așa, cum am spus, trebuie să fii mai diversificat. Îmi place că faci poze cu mine, mimuri cu mine, la multe, ți-ai întrecut limitele și ai făcut mimuri foarte bune. De exemplu, cum e ăsta, mi s-a părut bun. Sau chiar și ăsta, mi s-a părut foarte bune. Dar încearcă să diversifici. Fă pe mai multe tematice, că am zis, să faceți mimuri chestii bazate pe canal. Dar cred că câștigătorul ar cam fi Claudiu, pentru că are mai multe mimuri. Nu știu câte sunt făcute de el, dar oricum, e mai diversificat omul. Mai mulți youtuberi și chestii mai din afară, Simpsons, Nash & Yes, chiar dacă l-a promovat Zappi destul de mult în România. Nu contează, omul ăsta are contentul mai diversificat și chestii cu mine și fără mine, dar ok. Așa că, ce pot spune? Câștigătorul acestei ediții de The Meme Dealer este dumnealui, un om cu un potențial foarte mare. Hai să fac 100 de follower pe Instagram și fiți antenă. Puteți să faceți meme-uri în continuare. N-am mai luat de pe Discord că ideea a fost să fac cu Instagram-ul ca să promovez creatorii de meme-uri de pe Insta, pagini de meme-uri. Așa că momentan nu mai fac nimic cu mimuri, cel puțin o săptămână, mi-a ajuns. Săptămâna viitoare găsesc o altă tematică pentru clipul ăsta de duminică cu Isus. Puteți să faceți în continuare mimuri dacă vreți, dar vreau așa, acum nu mai faceți mimuri cu alte tematice și să-mi dați tag, pentru că a fost ideea de The Meme Dealer. Acum vreau doar așa, dacă vreți să mai faceți mimuri cu mine, faceți și îmi dați tag. Eu oricum nu mă mai uit la taguri că mi-am dezactivat notificările și o să fac când n-o să vă așteptați, deci când nu vă veți aștepta, atunci o să intru pe Instagram și o să mă uit la ce etichetări am primit. Până atunci, nu mai vă dau niciun spoiler, n-o să știți când mai fac chestii de-astea cu tagurile de pe Insta, doar dați-mi tagul la mimuri cu mine, nu mai trebuie la Dalea cu Ricardo și cu alte teme, dacă faceți mimuri cu mine, doar atunci să-mi dați tag. Nu vă obleg să faceți acum, faceți când vreți, când vă vine inspirație, oricum prea curând nu o să mai intru pe Instagram la taguri. În fine, cam ăsta a fost și videoclipul, eu sper că v-a plăcut
Și da, palul la toți băieții care au apărut pe cărora le-am deschis tot un tab aici cu pagina lor, în special lui Claudiu, care este The Meme Dealer. Și ne auzim data viitoare. Ciao les, activați notificările că facem live-uri fiecare zi.